Restricțiile impuse de pandemie, chiar și pentru noaptea dintre ani, i-a determinat pe slătineni să acorde o atenție deosebită materialelor pirotehnice, comercializate legal sau ilegal, la colț de stradă sau în magazine autorizate. Ei au oferit în noaptea de anul nou un adevărat spectacol de lumină și culoare. Focurile de artificii au luminat cerul mai pregnant decât în trecut și mai abitir decât în marile orașe, în ciuda acțiunilor desfășurate de polițiști în cadrul campaniei Foc de Artificii. În această perioadă au fost întocmite 11 dosare penale și au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare de 15.000 de lei. De asemenea, cu ocazia activităților efectuate, au fost ridicate în vederea confiscării peste 900 de kilograme de materiale pirotehnice în valoare de aproximativ 22.000 de lei. În ciuda folosirii materialelor pirotehnice în cantități impresionante comparativ cu anii trecuți, comercianții s-au dovedit mai responsabili cu privire la respectarea legislației care reglementează acest tip de acte de comerț. Numărul neregulilor constatate de inspectorii de muncă pe parcursul verificărilor a fost unul mic, iar neregulile mai puțin grave. Au fost efectuate un număr de 11 controle, în urma cărora au fost dispuse 12 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, constând în 11 avertismente și o amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru comercializarea articolelor pirotehnice fără respectarea reglementărilor tehnice și a instrucțiunilor producătorilor. Potrivit statisticilor oficiale, în ciuda numărului mare de persoane care au folosit la cumpăna dintre ani materialele pirotehnice, numărul celor care au avut de suferit a fost insignifiant comparativ cu anii precedenți. Doar 2 utilizatori de materiale pirotehnice au avut nevoie de sprijinul personalului medical.